În opinia mea, pentru a schimba ceva în absorbția fondurilor, trebuie întâi și întâi legislația simplificată foarte mult, pentru că știm cu toții că legislația europeană este extrem de complexă și în plus noi am adăugat o grămadă de birocrație. Sigur, aici eu am să-mi fac reproșuri ca român. Noi am introdus condițiile artificiale și am exagerat cu ele și am pierdut foarte mulți bani. Numai pe măsura 312 a fost penalizat de 200 de milioane de euro. Unii penalizați post-factum la momentul în care au introdus proiectul, nu era introdus conceptul de condiții artificiale. Și o altă condiție, cred eu, este modul în care privim beneficiarul. Din păcate, de multe ori, în cadrul agențiilor de plăți, vorbesc de ambele agenții, se consideră că toți beneficiarii noștri sunt bandiți. Nu, e o mare eroare. România este ca orice alt stat, membru al Uniunii Europene, are și beneficiari foarte serioși și mai sunt și 1, 2, 3 care, sigur, încearcă să păcălească autoritățile, să spunem așa. Nu trebuie ca din cauza lor să penalizăm a priori toți beneficiarii și să considerăm ca rău intenționați.